Mai devreme, înainte să mă apuc de filmare, tocmai a fost cu tremur. Și sunt un pic așa, zic, băi, eu am treabă, eu trebuie să filmez, filmez videoclipul. M-am gândit ca în clipul de astăzi să încerc o aplicație gratuită pe care s-ar putea să o cunoașteți, sau dacă nu o știți neapărat pentru că nu e una anume, mă refer la aplicația de notițe care vine preinstalată pe orice device. Și o stați și vă întrebați, bă, dar Nicu, aplicația de notițe, serios? Mă, ideea e așa, s-ar putea să n-ai acces tot timpul la un program complet în care să desenezi, și aplicația de notițe de pe device-urile pe care le folosesc eu vine cumva gândită să te ajute să spui un pic ordine în gânduri. Nu știu, era interesant la mine în cap, ok? Hai să vedem dacă merge. Iar al doilea mare punct despre care trebuie să vorbesc e că aplicațiile de notițe sunt gratuite, pentru că vin preinstalate pe device-ul pe care ți le-ai cumpărat. Iar dacă din ceva motiv tu nu vrei să cheltui bani pe programe sau softuri pe care să le folosești, ai putea să desenezi cu ce ai la îndemână. Și cumva ăsta e și scopul meu, vreau să văd dacă chiar putem să lucrăm cu ceva care nu e neapărat gândit să fie o unealtă profesională, care, într-adevăr, uneltele profesionale costă bani. Iar dacă tot vorbim despre bani, e bine, este momentul să luăm o pauză ca să mulțumim sponsorului din clipul de astăzi, Revo... Nu iar! Nu l-am. Ce nu ai? Ce nu am? Dacă nu era la tine, n-aveai de unde să știi ce nu. Păi și atunci ce nu știu că nu cauți? N-aveai de ce să zici că nu e la tine, dacă nu l-aveai. Pentru că n-aveai de unde... Dă-l încoace! Hai da, reclamă Revolut, dubla 1. Tu chiar crezi că mai am chef să filmez reclama acum? Ce făceai cu cardul meu? Încercam să adun Rev Points. Rev ce? Rev Points, dă! Primești un Rev Point la fiecare 10 lei cheltuiți și apoi schimbi punctele cu tot felul de reduceri, cu excursii, cu mile aeriene, rezervări la hoteluri și tot felul de alte experiențe. Dă-mă înapoi! Ia uite tu. Vrei să zici că ai retras și bani de la ATM? Da, bravo! Păi și comisionul de retragere? Fără comision sub 3000 pe lună. Ok. Ești prost făcut. Revolut e calea modernă pentru banking online. Cu peste 45 de milioane de utilizatori în toată lumea, Revolut îți permite să transferi bani instant, ai schimb valutar în peste 140 de monede și îți poți gestiona cheltuielile folosind conturi de economii sau diverse buzunare virtuale, unde poți depozita bani separat de contul principal, ca să nu intri din greșeală în ei. Și, dacă ai peste 18 ani și urmezi linkul din descriere, îți poți face cont gratuit și ai șansa să primești 65 de lei ca bonus de bun venit. Termenii și condițiile se aplică valabil doar pentru utilizatorii noi. Folosim Revolut de câțiva ani deja. Și zic folosim pentru că el are contul și eu cheltui bani. Împreună iubim Revolut. Nu-i așa, Nicu? Îl adoră. Bine că tu te plângi că iau eu bani din cont să-ți plătesc facturile și tu ai dat 30 de dolari pe un abonament de cum să cânți la chitară. Ce faci tu cu chitară? Când cânți tu la chitară? Ba mai mult, Revolut permite părinților să deschidă un cont under 18 pentru copiii lor. Așa că dacă aveți sub 18 ani și nu vă puteți face un cont normal de Revolut, mergeți și vorbiți cu părinții voștri. S-ar putea să le placă oferta asta. Da, poate ar trebui să-ți faci și tu cont. Da, poate. Da. Hai să-i dăm drumul la clip. Am aici aplicația de notițe de pe tableta mea, pe care cred că ar trebui să o scot din dark mode. Ok, scuze pentru treaba asta. Dacă fac o notiță nouă și închid celelalte notițe pe care le am, am rămas cu o pânză frumoasă goală, în care pot să tastez, dați subscribe sau vin peste voi când mergeți la magazin. Sau dacă iau pencil-ul și pur și simplu ating într-un loc, pot efectiv să desenez. Lucru care nu se simte la fel de bine ca în programe precum Procreate, să zicem. Dar care e suficient de bun cât să poți să faci o schiță sau măcar ceva interesant. Acum, problema mea mare este că nu am folosit-o foarte intens decât pentru scris. Adică pot
să scriu de mână. Nu am undo cu două degete, adică nu pot să ating cu două degete să șterg ce am făcut mai devreme. Trebuie să apăs aici pe săgețica asta care o să îmi șteargă fiecare linie continuă pe care am făcut-o. Și cel mai important, care e cea mai mare pagubă a aplicației de notițe, e că nu am leiere. Și asta e grav. În schimb, am niște unelte pe care le accesez din colțul ăsta de aici, care îmi place că sunt cumva desenate grafic. Adică avem ceva auto-tinghic, ăsta e cu apel, n-am știut niciodată ce e. Habar n-am ce fel de unealtă este asta, dar pare că face ceva dubios. Cred că transformă textul de mână în text real. Ok. Nu știu ce este asta. Hai să trecem foarte repede peste toate. Ok, ăsta e unealta de liner. Apare. Opa, avem grosim. Bun, deci putem să-l facem și mai gros și mai așa. Ăsta e un highlighter. De aici pot să-mi aleg culorile. Și cred că ăsta, ok, exact cum am sperat să fie, reacționează la înclinarea pixului, aparent. Pare să fie și un pic transparent. Ăsta, din câte știu, e unealtă de selecție și îți selectează obiectele desenate. Iar asta cu ruleta, poți să iei ruleta așa, să o înclin cum vrei tu. Ruleta, doamne, riglă. Poți să iei rigla așa, să o întorci cu degetele și presupun că dacă ții așa și trasezi, poți să tragi linii drepte. Pam, ne-am rupt. Wow, superb. Bun, m-am lăburit. Deci sunt niște unelte foarte basic. Văd că putem să facem și niște forme geometrice, să le adăugăm și să le scalăm. Oulă, ce e asta? Asta nu știam de ea. Border. Oulă. Așa, dar o să ștergem tot ce am făcut până acum, toată nenorceala asta. O să ascundem rigla. Că doar nu lucrăm cu ligră. Ce am zis? Că doar nu lucrăm cu riglă. Nu lucrăm cu ligră. Că doar nu lucrăm cu riglă. Am zis bine? Doar că vreau să ascund liniile astea să rămână pagina goală. Ce mi s-a părut mie interesant e că eu dacă desenez, eu practic pot să dau pagina mai jos, cum aș avea o notiță. Practic e ca o foaie aproape infinită, pentru că pot să scriu pe ea, dau mai jos, pot să scriu pe ea, dau mai jos. Așa că cred că o să facem un desen foarte lung. M-am gândit să începem cu highlighterul ăsta, care e practic singura mea posibilitate să aplic culori în straturi diferite. Prima dată aș vrea să aplic negru. Negru ăsta văd că are și el opacitate, adică pot să folosesc opacitate mai așa și iese mai gri. Ideea e că momentan vreau să aplic negru cât mai complet pe toată pagina, pe toată lucrarea. Hopa! Ok, bun. Aia nu trebuia să se întâmple. Undeva mai jos o să tentez să găsesc o culoare de fel de mov interesant. Un mov... Pot să, ok. Nu-mi place picărul ăsta. Nu are opțiune să-i schimb tipul de paletă? Să-i pun măcar pe aia, chiar și aia circulară cu care eu nu mă înțeleg. Bun, atunci o să mergem și o să alegem așa culorile manual din gridul ăsta care nu-mi place absolut deloc. Și o să umplu restul paginii. Doar că văd că nu se blenduiește. Opa, am încercat să dau zoom. Bravo, Nicu, eu nu pot să dau zoom pe lucrare. Lucrăm la 100% zoom. Opa, ceva s-a întâmplat. Toate că aici move-ul ăsta arată ca ala pe care l-am pus deja. Și văd că când se suprapune, începe să se întunece și da. Nu-i bine. Cred că trebuie să fac culorile astea dintr-o singură mișcare. Și dacă am întrerupt mișcarea, trebuie să iau de la capăt. Încerc să merg și în forme din astea circulare, așa. Bun, avem o tranziție. Ceva. Vreau să văd dacă ăsta se suprapune cu move-ul. Se suprapune, dar se închide foarte tare la culoare. Exact ca pe hârtie. Asta e metoda de lucru aditivă. Asta nu e... Sau nu e aditivă, că aditivă se făcea alb între. E din aia substractivă, că, mă rog, e ca pe hârtie când lucrezi în acuarelă și dacă suprapui ce nu trebuie peste ceva care e deja alb, o să înceapă să arate dubios. Tranziționăm din nou către o altă nuanță de albastru ceva mai deschisă. Bine că acum nu se mai suprapune, ia uite, pot să selectez culoarea, așa nu pot. Avem aici de luat culoarea de aici, așa, și ce se întâmplă dacă continui în jos pe eul? Mă, se tot închide tot mai mult, cu cât trec mai mult peste el, nu-i bine. Cred că ceva nu fac bine, sincer vă spun. Terminăm aici toate tranzițiile de culoare. După care, eu aș vrea să mai blenduiesc un pic culorile astea între ele și nu știu cum. Uite, acum nu mai face așa când le suprapun. La uneori face, alteori nu face și o să-mi ziceți că da, că e de la opacitate, că Nicu, tu ai scăzut opacitatea, n-am scăzut opacitatea, sunt cu ea la maxim. Mă rog, în fine, eu o să mai fac niște nenoroceală de asta pe aici, că văd că eu continui să-l stric, eu nu mă las. Nu știu ce se întâmplă dacă aleg să fac cu alb.
Nimic. Nu se întâmplă nimic. Practic nu pot să folosesc highlighter alb peste. Bun. Nu-i bine. Și nu înțeleg ce fel de alte alternative am. Să nu spui că ăsta albul nu merge nici peste negru. Deci ăsta alb e practic invizibil dacă am folosit deja highlighter. Programe gratis, Nicu. Programe gratis. Cum adaug alb? Că nu pot să adaug alb. Schimb. Mă, ce se întâmplă? Deci când sunt toate la 0 e negru. Și când sunt toate la maxim e alb. Înseamnă că eu culoarea aia o obțin pe ghicite. A apărut iar ăsta aici. Dar eu când selectez o culoare îmi dispare cercul ăla de aici. Eu nu mai știu unde era cercul. Așa că trebuie să o luăm pe ghicite. Că asta facem noi aici, Nicu Mihai Ghicitori. Știi care e faza? Mie mi se pare că nici n-am control de desaturare. Adică eu dacă vreau să aleg gri, gri, gen culoarea gri, eu n-am unde să găsesc pe asta gri. Că nu am control de saturație aparent. Pot să aleg gri de pe paleta asta. Cred că mai bine stăteam pe paleta asta standard. Bă, eu am problemă cu brașul care e extraordinar de mic și aparent nu pot să-l fac mai mare. Așa că o să ne chinuim să facem niște bloburi din astea tip nori. Iar următorii nori către care o să progresăm mai jos o să fie culoarea asta la altă nouă. Doar că o să trebuiască să-i tranziționăm către o altă nuanță frumoasă de turcoaz, care o să devină problematică dacă vreau să folosesc paleta asta. Face băieții drifturi? Mă, până acum a slăbuț, pare rău. Dar vreau să mă asigur că e totul bine în tranzițiile astea, pentru că aici unde ajungem jos, urmează să intrăm în atmosferă. Sper din suflet că v-ați dat seama ce se întâmplă aici, că dacă nu v-ați dat seama e rău, înseamnă că ceva cu adevărat nu merge bine. A, deci merge mai mare. Dar trebuie să apăs tare de tot să se facă mare și uite cum face ecranul. În cazul în care nu v-ați prins ce mă chinu eu aici să fac în ultimele 30 de minute, e menit să fie un desen care pleacă undeva din partea de jos care e pământul și camera face un pan gigant așa și o ia către cât mai sus până ajunge în spațiu cosmic. Atât am putut, îmi pare rău. O să încep prin a face inițial o dâră de avion pe aici, care ori o să o trag așa, ceea ce nu ar trebui să fac, ori cred eu că ar trebui să o iau pe bucățele și chiar aș putea să fac brașul un pic mai mic, că eu mă plângeam că e prea mic și așa. Asta ca să putem să dispersăm dâra la un moment dat pe aici și ajungem în punctul în care avionul reușește să o ia în sus peste toți norii și începem aici să vedem avionul. Ceva în direcția asta. Mai mult sau mai puțin și poate chiar mai multe, uite așa, 2-3, e interesant, habar n-am, nu știu dacă fac ce trebuie. Să fac un fum ceva mai gros, dar tot așa dispersat tare de tot, pentru că aici începem să ieșim din atmosferă, complet. Arăt cumva ca o glumă, deci am oprit filmarea, am continuat un pic la desen, am luat o mică pauză și am ieșit din aplicație și când m-am întors, desenul nu mai e. Nu-l mai găsesc în notițe. Băi, e foarte frustrant, eu întotdeauna filmez cu măsuri de precauție. Spre exemplu, ăsta de aici e microfonul principal de sunet. De regulă până acum aveam încă un microfon pe cameră. În cazul în care se întâmplă ceva cu sunetul ăsta, am sunet de rezervă. Mai nou, filmez din mai multe unghiuri. Adică dacă se întâmplă ceva cu screen recordul de pe tabletă, am o cameră secundară cu care să pot să fac clipul până la urmă. În clipul ăsta, spre exemplu, e prima dată când filmez cu lavalieră wireless și pentru că nu știu cum o să iasă, încă înregistrez și cu microfonul ăsta, în caz că se întâmplă ceva cu sunetul. Dar de 9 ani de când filmez clipuri pentru YouTube, nu mi s-a întâmplat să dispară desenul fără urme. Dar presupun că atâta s-a putut. Așadar, asta e o replică a părții de jos a desenului. Eu nu mai fac desenul de sus până jos, îmi pare rău. Cine a venit aici să vadă desenul de sus până jos, clipul s-a încheiat mai devreme. Îmi pare rău, nici eu n-am vrut situația asta, credeți-mă. Nu pot să cred, am apăsat pe ștergere obiect și acum nu mai am... Ba, da, hai că mi-a apărut. Ce-am crezut că nu... Adio. Dispăruseră butoanele de undo și de redo de sus. Deci numai feste în joacă clipul ăsta și aplicația de notițe aparent. Vreau să vă zic că în cazul în care n-ați văzut, aici sunt niște munți. Da, deci urma să desenăm munți oricum. Și cumva vreau să trasez cu încă un strat din ăsta de highlighter, câteva straturi din astea de delimitare ale diverselor niveluri ale muntelui. Plus câteva detalii foarte crisp, ceva mai deschise. Bă, n-am văzut așa ceva, deci mi-a pierit absolut tot cheful. În momentul în care am văzut că... Deci efectiv desenul a dispărut din fața mea. Deci vă dau cuvântul de onoare. Am închis aplicația, am deschis-o, se pornise desenul
și deodată a dispărut. Adică am văzut ultimul moment al desenului de mai devreme. Acum, în partea din față, aș vrea să selectez o nuanță verzuie, maronie. E cam greu să selectez cu paleta asta de culori. Dar vreau foarte mult să adaug aici în față. Bă, dar tot e transparent. Tot e, câte straturi trebuie să fac aici ca să se umple cum trebuie? De ce nu merge nimic bine clipul ăsta? Bă, dar vezi că dacă merg așa transparent și cu dungile astea așa în sus, pare că fac niște braji, dar nu sunt sigur dacă voiam să aibă braji muntele la bază. Ce am înțeles că s-ar fi întâmplat ar fi fost că s-a întâmplat o sincronizare între telefonul meu și tabletă prin cloud, care a dat peste cap sincronizarea, ca să îi zicem așa, că n-am alt cuvânt. Și telefonul n-a știut exact ce fișier trebuie să tragă din cloud și a tras un fișier gol care apoi l-a șters din ceva motiv. Uite că avem și ierburi aici aproape și cumva am reușit să le fac mai multe straturi. Doamne, e oribil, deci eu nu mai vreau. Dacă mă mai puneți vreodată să desenez în chestia asta, vă dau afară. Îmi doresc doar să se termine odată clipul ăsta, pentru că 1. Nici desenul nu-i prea grozav, 2. Nici prea multe nu pot să fac și 3. M-am săturat. Bă, rău nu e, rezultatul nu-i oribil, arată ca o schiță. Ceea ce e ok, nu mă deranjează per se că arată ca o schiță, pentru că până la urmă e o aplicație de notițe, dar nu m-am așteptat să am aceste probleme colosale. Adică eu, spre exemplu, dacă lucram în asta și, nu știu, ziua următoare trebuia să mă duc la lucru cu ea și să prezint șefului ce am făcut eu acasă, ce am gândit eu pentru compania dumnealui. Ce făceam? Cu ce mă duceam? Eu închideam aplicația seara, mă culcam și dimineața nu mai era desenul. Ce spuneam? Am visat, domnul șeful, și nu s-a întâmplat, am crezut că am făcut și am venit de fapt fără. Mă, totuși, ca să-l terminăm pe o notă pozitivă, adică vreau să arate până la urma desen. O să iau nuanța muntelui și o să deschid un pic și o să încerc totuși să mai trag câteva detalii din astea mai sharp. Măcar îl facem în stil de schiță, dacă aplicația e dedicată schițelor și ideilor rapide. Măcar... S-a oprit camera, când am vrut să zic, măcar la asta excelează. Nimic nu-i bine, băgăm bateria la încărcat. O să continui să adaug detalii din astea pe nori. Am adăugat deja și câteva detalii pe munte, doar cât să fie un pic mai, știți voi, să aibă un pic de accente albe. Am făcut chiar și pe vegetația asta câteva dungi, care nu știu dacă era absolut necesar, dar mă face pe mine să cred că arată ceva mai bine dacă fac detaliile alea. Și bineînțeles, am început aici urma avionului, la care nu vreau să renunț în desenul ăsta, chiar dacă eu îl făcusem pe cealaltă versiune, vreau să fie o urmă de avion care să străbată cerul. Și doar așa, doar de dragul de a o face, o să iau o culoare ceva mai închisă. Aș merge chiar către un albastru din ăsta foarte închis, aproape negru. Vreau să fac câteva dungi din astea mici care să reprezinte păsări pe cer, care mie mi se par că întotdeauna aduc un beneficiu desenului. Sunt câteva detalii pe cer care în mod normal n-ar exista dacă n-ai zice că sunt păsări. Ba chiar aș îndrăzni să mă întorc la nuanța aia de alb dinainte, iar aici în partea de dreapta jos să-mi fac semnătura. Ei bine, deci și prin urmare, acesta este desenul din clipul de astăzi, făcut integral în aplicația de notițe de pe tabletă. Concluzie, nu folosiți aplicația de notițe de pe tabletă, găsiți o aplicație reală și care eventual a fost designuită să poți face artă digitală în ea. Bă, lăsăm la o parte incidentul pe care l-am avut cu desenul de mai devreme. Până la urmă a ieșit ok. Mi-aș fi dorit să pot să dau așa scroll prin ele, să ajungem până în partea de sus a desenului, unde era undeva în cosmos. Și prin asta pot să dau scroll un pic aparent, pentru că nu e exact cât ecranul tabletei. În format vertical, cred că arată un pic mai dubios, deși, uite că la camera asta altă e chiar drăguț. Sincer, chiar îmi place ce a ieșit și nu mă deranjează așa de tare că am pierdut desenul vechi. Nu știu ce mai vreți de la mine, mergeți la somn, nu mai stați până târziu. Da, pe mine mă găsești pe Instagram, arond.micu.mihai, însă pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu, aici în cadru am avut tot timpul pe GLaDOS din Portal. Am vrut să zic mai devreme în clip gluma asta și am uitat. Am zis-o la final. Însă pentru moment cam atât de aici, eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!